Am citit cu ani de zile în urmă o carte de patristică, o carte de scrieri vechi, undeva din secolul 5-6 după Hristos. Și există acolo un autor pe nume Melatie și acest teolog, acest om al lui Dumnezeu vorbea despre o ispitire împătrită. Adică noi ca oameni suntem, dacă vreți, cam din patru mari direcții ispitiți, patru mari direcții și late din care un om este ispitit în viață. El vorbea acolo despre ispite care vin din spate și care țin din trecut. Există oameni care în permanență sunt asaltați de propriul lor trecut care revine în prezent. De asemenea, spune el, suntem ispitiți din față cu viitorul. Ce va fi, când va fi, oare ce o să fie, da? Pe de altă parte, spunea, suntem ispitiți cumva de sus și asta cu fel și fel de aspirații. Niciodată să nu fim mulțumit unde ești, niciodată să nu te mulțumească Dumnezeu cu ce ai, întotdeauna să-ți dorești mai mult, să fii frustrat că tu nu ai și alții au, sau și dacă ai, de ce are ăla mai mult decât tine. Asta e o chestie tipică, asta e cea mai mare ispită la români. Dar mai există și o ispită, spunea, este o ispitire de jos. Și asta vine prin patim carnale care ne trag, pur și simplu ne trag în jos înspre pământul acesta ambibat de nedreptate, de corupție și de păcătoșenie. Însă, dragii mei, direcția despre care vreau să vorbesc și să fac tranziția spre gândurile mele în această dimineață este aceasta, dacă vreți, ispită a viitorului sau, dacă vreți, ispita lucrurilor care sunt în față. Pentru că, nu știu dacă ați fost atenți, în ultimele luni de zile, dar pot să spun cu pregătire de când a început pandemia asta, există pur și simplu o focalizare a oamenilor. Și când vine vorba de focalizarea oamenilor, vorbesc despre creștini, vorbesc despre lideri creștini, vorbesc despre, dacă vă uitați la conținutul mesajelor și a predicilor, totul este despre ce va veni. Și în fiecare zi, probabil că avem acces la noi și noi predici pe YouTube sau din alte modalități de resurse precreștine, și în care ni se tot spun despre marile pericole care vin din față. Să ne așteptăm că vine Anticristul, să ne așteptăm că Bruselul o să ne facă cu tare, să ne așteptăm la cei mai rău, norii negri se adună deasupra Europei, creștinii vor fi persecutați. Uitați-vă, Guvernul Mondial, Oculta, Soros, vaccinul 666, uitați-vă. Bă, și toată ziua stai, tu ca și creștin, în canapea și te uiți în fața, nu știu, laptopului, în fața televizorului și auzi acolo oameni care îi spun va fi rău, va fi rău, va fi rău și ești așa foarte, deci tot ești prins, tu ignori faptul că copiii plâng pe lângă tine, tu ignori faptul că azi nu n-ai citit, că n-ai predicat, că n-ai predicat neveste, vreau să zic acum, poți și în biserică dacă ai chemare, dar ignori faptul acesta că sunt lucruri pe care în prezent trebuie să le faci. Vedeți, captivitatea asta noastră în zona viitorului, ioi, ce o să fie? De parcă te ajută prea mult dacă tu știi că peste 30 de ani se rupe nu știu care sigiliu din Apocalipsa. Serios. Dar tu azi ești praf, ești la pământ. Și marea noastră ispită, dragii mei, este că totdeauna suntem prinși, eu văd această generație, aceste vremuri, credeți-mă, este ceva foarte, foarte manipulativ din partea diavolului, prinși cu viitorul din față, ignorând total prezentul. Și noi ignorăm prezentul, dragii mei. E aceeași pericol se sita la un moment dat de către îngerii aceia care îi temperează cumva pe ucenicii care se uitau la cer în momentul în care Hristos se înalță în Faptele Apostolilor, capitolul 1, și ăștia se uitau fain la cer cum Iisus, zice Biblia că s-au ridicat din mijlocul lor, au apărut un nor, adică, hei, gata, s-au terminat, nu trebuie să vă mai uitați acolo. Și la un moment dat spune Biblia că au zis, bărbați galileeni, de ce faci? Ce faceți? De ce stați și vă? Și vă uitați? Aveți multe de făcut. Back to business. Back to work. Înapoi la lucru. De ce stați și vă uitați? De ce stați și vă prins pe toată ziua predicții, toată ziua, dragii mei, cum o să fie Anticristul, că o să fie Papa de la Roma, că o să fie nu știu cine, că o să ia Guvernul Mondial, că o să fie nu știu care, că o să... Dragii mei, toată ziua ne stăm conectați la ce va fi. Și ce vreau să vă spun este că, uitându-ne la aceste pericole, unele închipuite, la altele probabil viitoare, care e adevărat vin, dar Hristos spune, la ce îți folosește că te îngrijorești pentru ziua de mâine? Ce rezolvi cu asta? Absolut nimic. Însă, în același timp, dragii mei, ne facem o mare greșeală. Ignorăm pericolele din prezent. Și vreau în această zi, foarte sintetic, să vorbesc despre niște pericole ignorate. Pericole ignorate, pentru că noi ca și creștini, dragii mei, azi, în duminica asta, în prima duminică din octombrie, aici fiind la cina lui Dumnezeu, fiind în biserică, s-ar putea, ascultați-mă, să nu vedem elefantul din cameră.
Să vedem toate chestii, scenarita asta despre viitor și ce o să fie, profetologia asta escatologică, toată ziua despre cum o să fie, s-ar putea să fii cel mai informat, să fii auzit toate ciclurile de predici despre sfârșitul lumii, dar să n-ai habar cum să trăiești astăzi, în ziua de astăzi, când bate inima în tine și când Dumnezeu îți vorbește. Dragii mei, și vreau să vorbesc la nivel de biserică, la nivel de credincioși, despre niște pericole pe care noi le ignorăm. Și dragii mei, sunt mult mai grave decât foarte multe alte pericole pe care noi ni le imaginăm. Un prim mare pericol, ascultă-mă, în care s-ar putea să fie oameni din locul acesta, este pericolul, ascultă-mă, să ai informație, dar fără revelație. Și vreau să înțelegeți că e un mare pericol lucrul acesta. S-ar putea să fii un om cu capul foarte mare, în sensul ăla metafizic, bineînțeles, metaforic, să fii un om foarte informat, să fii un om care să cunoști foarte multe lucruri, să fii un om care să ai o memorie foarte bună, să fii un om care să ai citit foarte multe cărți de teologie. Ascultă-mă, poți să ai foarte multe informații, dar știți care este mare pericol? Este că informația nu devine revelație în viața ta. Și ascultați-mă, informația nu mântuiește. Ceea ce mântuiește, dragii mei, ascultați-mă, nu sunt versetele memorate, ci sunt versetele interiorizate, sunt versetele trăite, sunt versetele crezute de către noi. Uitați-vă un caz clasic, Faptele Apostolului, capitolul 18, zice Biblia că la Efes, atenție, era, zice, a venit un iudeu numit Apollo, un neam din Alexandria. Omul acesta, ascultați calități, avea darul vorbirii, era cum? Tare în Scripturi, bă, ăsta știa Biblia. Te băga în buzunar cu versete și cu referințe. Dar auziți, omul acesta zice că avea darul vorbirii, era tare în Scripturi, el era învățat în ceea ce privește calea Domnului, era învățat, avea învățătură, atenție, avea un duh înfocat și vorbea și învăța, amănunții pe oameni despre Isus. Deci știa foarte, foarte multe lucruri despre Isus. Ascultă-mă, asta e un mare paradox. Poți să fii informat, poți să fii chiar înfocat, poți să știi foarte multe lucruri, poți să înveți despre Isus, dar auziți, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început, zice, a vorbit cu îndrăzneală în sinagogă, dar au fost doi oameni al lui Dumnezeu, Acvila și Priscila, zice, când l-au auzit, l-au luat la ei și spune Biblia, i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Pentru că omul ăsta vorbea despre Isus, dar nu-l cunoștea personal pe Isus. E o mare diferență, dragii mei, să fie, avem capul plin de teologie. E o mare diferență în a ști multe despre Isus, dar să nu-L cunoaștem pe Isus. Și acesta este un pericol real pentru foarte mulți oameni din bisericile noastre. S-ar putea ca în ochii altora să pară omul, bă, ăsta îi place de el, ăsta când vine la biserică, e cu notițe tot timpul. M-am dus la el acasă, avea comentarii, nu știu câte seturi de comentarii din Noul și Vechiul Testament. Bă, ăsta e chiar un creștin adevărat. Dar ascultați-mă, informația nu te mântuiește, revelația te schimbă, revelația te transformă. Informația asta trebuie să devină revelație. Și mă rog anul acesta, dragii mei, să ne binecuvânteze Dumnezeu, să înțelegem că a cunoaște nu-i totuna cu a crede. A cunoaște nu-i totuna cu a crede. Mai mult de atât, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, strâng cuvântul tău unde? Noi nu credem cu memoria. Strâng cuvântul tău în memoria mea. Doamne, am memorat anul ăsta 100 de versete. Perfect, te felicit, Dumnezeu să te binecuvânteze, să memorezi 1000. Dar acolo, dragii mei, nu spune cuvântul lui Dumnezeu, strâng cuvântul tău în memoria mea. Strâng cuvântul tău unde? Și cu ce credem noi? Crezi nu cât cunoști, crezi cât trăiești din cuvântul lui Dumnezeu. Asta este marele adevăr, dragii mei. De aceea mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne conștientizeze de acest mare pericol. Este pericolul, ascultă-mă, de a fi informat. Informație de fără revelație. Al doilea mare pericol. Pericolul, ascultați-mă, al separării fără de integrare. Și vreau să înțelegeți bine ce vreau să spun aici. Separare fără de integrare. Este un pericol pe care noi îl ignorăm foarte mult astăzi. La ce mă refer? S-ar putea să fi început bine cu Dumnezeu. S-ar putea să fi venit poate în biserică agenda sau în altă parte sau să fi ascultat o predică undeva pe internet, să fi fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu, să-ți fi vorbit Dumnezeu. S-ar putea să fi avut un moment în care te-ai prăbușit cu fața la pământ și ai experimentat pocăința, ai experimentat primii pași în Hristos, ai experimentat probabil chiar nașterea din nou.
ascultă-mă, și prin asta ai fost separat. Ai fost separat de lume. Dar știți care este problema? Că simpla separare de lume nu e suficientă fără de integrare în biserică. Degeaba ești separat de lume dacă nu ești integrat în biserică, ascultă-mă, e undeva la mijloc. Și n-ai rezolvat nimic. Pentru că va trebui să înțelegem în acest an, dragii mei, în Biserica Geneza, e foarte important să ne separăm de lume, dar ascultați-mă, dacă nu ne și integrăm în Biserica lui Dumnezeu, s-ar putea să fie un drum zadarnic. Pentru că acesta este principiul lui Dumnezeu. Ne-am fost născuți din același Duh ca să alcătuim ce? Un singur trup. Și aici e vorba, dragii mei, de Biserica lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este ca tu să fii născut din nou și ca să faci parte din trupul lui Dumnezeu care este biserica. Dar pentru asta trebuie să fii integrat. Uitați-vă puțin experiența lui Pavel, pentru că pe acolo trecem toți. Apostolul Pavel îl cunoaște pe Hristos pe drumul Damascului, se pocăiește, se convertește, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că după aceea, după câtva timp, Fapte 9:23, după câtva timp iudeii s-au sfătuit să-l omoare, vine prigoana, normal. Și spune și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul, porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, aici e vorba de Damasc. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat, l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns, atenție, când a ajuns la Ierusalim, Saul, care era pocăit de câteva zile, era plin de dragostea din tâi, Saul, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a căutat să se lipească de cine? A căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Sunt oameni, dragii mei, care vin în biserică. Sunt oameni care se prăbușesc la picioarele lui Iisus Hristos. Sunt oameni care îl descoperă pe Iisus Hristos. Sunt oameni care au experiența reală a convertirii și vin la biserică. Dar noi ne uităm la cine a fost, la ce a făcut. Noi ne uităm la tatuajele lor, noi ne uităm la modul în care se îmbracă, pentru că n-au cum să înțeleagă toate aspectele. Ei vin la biserică. Și știți care e marea dramă? Că foarte multe biserici îi resping pe astfel de oameni. Oamenii vin în dragostea din tâi, oamenii sunt convertiți. Și noi știi ce facem? Singem focul de peste. A, băi, frate, dar stai că trece, stai că acum tu, stai că acum nici s-a uscat apa de pe hainele tale de la botez. Stai, mă, vii tu să ne înveți pe noi, ia, și vin ăștia noștri care au grijă să te răcorească. Vin pompierii, să vedeți, ăștia cei mai buni, sting focul de peste oricine. Există pompieri. Mă rog Domnului să nu fie niciun pompier în biserică spirituală vorbind. Pentru că ăștia sting focul. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, imaginați-vă pe Pavel, care era un om erudit, un om cult, e dragostea din tâi, are șocul să înțeleagă că tot ce a făcut până atunci a făcut greșit. Înțelege că există Dumnezeu, înțelege că există Iisus Hristos, că ăla pe care l-a detestat, de fapt îl iubește și că trăiește și că e viu și că e Hristos și că e Domnul. Pavel începe să strige, primele lui predice lui Pavel a fost o frază: Iisus Hristos este Domnul, atât o știut. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Și zice Biblia că s-a dus în Ierusalim să se lipească de ucenici și ucenici. Bă, du-te mai încolo aici. Dar spune Biblia că a fost un om pe nume, auziți, atunci cine? Barnaba l-a luat cu el. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală numele lui Iisus. Ce zice Biblia? De atunci se ducea, spune cuvântul lui Dumnezeu, și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. De ce? Pentru că Pavel este integrat în biserică. Câți de aici, dragii mei, avem vocația și menirea lui Barnaba? Câți de aici înțelegem că asta e o chemare și o responsabilitate din partea lui Dumnezeu? Când vezi că vine un om care e nou la credință, care e nou în Hristos, cât de aici oare înțelegem și va trebui să înțelegem ca Biserică Geneza puternic misiunea asta? Tu va trebui să fii un Barnaba anul ăsta. Există oameni, dragii mei, care vin noi în orașul acesta. Există oameni care probabil sunt în primele săptămâni cu Dumnezeu. Sunt oameni care au fost respinși din lume, pentru că nu mai se duc acolo. Pentru că îi barjocoresc, că nu mai leagă la același potop de desfrâu, spune Petru, și vă barjocoresc, voștri prieteni. Și ăștia vin în biserică să-și caute prieteni. Și ăștia vin în biserică să caute o familie, că așa am spus, că suntem o familie. Și tratăm ca unii de pe stradă de multe ori, ținem distanță, nu dăm mâna cu ei, nu ne întoarcem, nu-i salutăm. Fiecare s-ar putea să avem propriul nostru cerc relațional, noi cu noi. Dumnezeu în acest an, dragii mei, ne cheamă pe noi ca biserică să avem această mentalitate a lui Barnaba, e omul care integrează oamenii în biserică.
Pentru că, frații mei, degeaba ne separăm de lume dacă nu ne integrăm în biserică. S-ar putea să fie totul zadarnic. Dar mai există un alt pericol pe care vreau să-l sesizez. Beneficii fără de sacrificii. Un mare pericol care vizează bisericile de astăzi este, și este un pericol, dragii mei, din păcate foarte ignorant, este pericolul de a avea beneficii, dar fără de sacrificii. Adică tu să primești, dar tu să nu oferi nimic în schimb. Există creștini din ăștia cu sens unic al binecuvântărilor. Doamne, numai spre mine. Doamne, hai că spun indicatoare. Uite și aici, dar să vină aici toate. Tu vei să fii un fel de porc Constanța în care să vin toate cerealele din Ucraina și din România. Pe la tine să vin toate căile ferate române. S-ar putea să cădem în cursa aceasta a beneficiilor fără de sacrificii. Asta, dragii mei, schimbă și dojenește foarte mult Pavel la niște oameni foarte binecuvântați din Corint. Toți erau bine cu Hristos, vorbeau în alte limbi. Că doar nu te costă nimic să vorbești în alte limbi, dar să dai 100 de lei te costă. Frate, mă rog pentru tine, hai că vorbești în alte limbi alea, dacă vrei. Dar să te duci cu omul ăla, să-l îmbraci când e dezbrăcat, să te duci la spital la el, să sacrifici timpul, să te duci să dai de la tine, e ceva mai greu. Dar, frații mei și surori dragi, ascultați-mă, există marele pericol în bisericile de astăzi și din păcate îl vedem, e ca un flagel. Oameni care vor numai beneficii, dar fără de sacrificii. Va trebui anul ăsta să ne schimbăm mentalitatea asta. Să ne schimbăm mentalitatea, dragii mei, de oameni care înțeleg că trebuie numai să primești, dar fără să oferi nimic. Ascultați-mă, și cel mai sărac student din dimineața asta de aici și omul care poate spune că n-are nimic, nu există, vreau să spun ceva, să nu ai ceva de dat lui Dumnezeu. Dar și de unde începe totul? Să te dai pe tine însuți, spune Pavel acolo în 2 Corinteni, capitolul 9, celul din Corint. Dați-vă pe voi înșivă, că asta a făcut și ei din Corint, din Macedonia, săracii din Macedonia. Și ce-a făcut primul lucru? Nu numai că o da peste puterilor, dar s-au dat pe ei înșiși înainte de toate lui Dumnezeu. S-au sacrificat, s-au consacrat lui Dumnezeu ca mai apoi să facă ceva pentru Dumnezeu. Ajută-ne Dumnezeu la asta, dragii mei. Va trebui să înțelegem în aceste vremuri că e un mare pericol al beneficiilor fără de sacrificii. Nu o să uit niciodată că am citit la un moment dat despre un american, cred că era ceva pastor, s-a dus într-o delegație undeva în Orientul Mijlociu, în zona Palestina, probabil, sau în Iordania, nu mai știu exact, sau cred că era pe teritoriul sudul Siriei, în fine, în zona Orientului Mijlociu, și era cu mașina și s-a dus foarte mulți kilometri undeva la o întâlnire din asta, într-o zonă creștină, că erau încă pe vremea aia creștinii, mai erau și în Siria. Și mergea cu mașina și la un moment dat vedea pe câmp, de o parte și de alta, vedea oamenii care munceau cu animalele, arau, aveau plugurile acelea rudimentare pe care voi le știți de până anii 90, și efectiv ăștia arau un câmp acolo, un plin câmp. Și la un moment dat, turistul ăsta american a zis: „Hoi, mai încet. Ce? Zice, ce? Stai puțin, ce e acolo?” Și era, dragii mei, era un plug, era un om și la cornele plugului era un tânăr. Și omul ăsta trăgea pur și simplu plugul ăla, imaginați-vă ce ușor este să tragi un plug, să ar cu plugul. Toți aveau animale de jur împrejur, ăștia nu aveau. Și trăgea tatăl ăsta, trăgea, a zis: „Tată, fiu, îi știu, îi cunosc, de la noi, din localitate.” Și zice: „Dar ce-i cu ei?” Zis: „Frate, zice, ascultă aici povestea lor. Când s-a construit biserica la noi, în localitate, am terminat-o în urmă cu ceva timp. Omul ăsta, zice, a venit la biserică și a zis așa: „Eu nu am nimic altceva să dau pentru casa lui Dumnezeu, nu am un salar, nu am un venit constant, dar, zice, m-am decis să dau acest animal de povară, de tracțiune, vreau să dau asinul meu și, uitați aici, îl dau la biserică, vindeți și puneți banii toți la biserică.” Pentru că există oameni, dragii mei, care înțeleg că beneficii fără de sacrificii nu-i deloc din Spiritul Cuvântului Dumnezeu. Acum nu v-am spus asta, că dacă era să vă pun asta, să fie fost cu adresă, făceam colecta după punctul ăsta. Eram curios să văd, poate ne trezeam cu niște chei de la mașini pe aici. Nu-i scopul ăsta. Dar vreau să vă conștientizez, dragii mei, că nu există pocăință fără sacrificii. Restul putem să vorbim frumos. Mai există un alt pericol cu care vreau să închei. E identitate fără activitate. Astea sunt marele pericole și din păcate... Păi noi, ascultați-mă, noi ne îngrozurăm de ce o să fie cu guvernul mondial.
Pe noi ne îngrijorează legile de la Bruxelles, pe noi ne îngrijorează ce o să facă Parlamentul European, ce rezoluție, ce ne mai impun, ce o să ne mai facă. Pe noi ne interesează pericolele care vin din față și ignorăm pericolele din prezent, dragii care sunt sub ochii noștri. Se petrec adevărate drame spirituale sub ochii noștri. Și știți de ce? Pentru că, din păcate, sunt atâția oameni, dragii mei, care au capul plin, memoria, hard discul plin de Scriptură. Știu să spună referința, imediat te și corectează, vezi că acolo e virgulă, dar care n-au în inima lor două versete. Că zice în Psalmul 119, eu stâng cuvântul tău în memoria mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, nu? Unde îl strâng? În inimă. Și dumneavoastră știți că sunt lucruri pe care le faci așa cu gura, de pe buze, sau lucruri pe care le faci cu inimă. E o diferență, ascultă-mă, să pui mâna sau umărul, bine, unii pun piciorul, stați liniștiți, îți din ăștia specialiști. Dacă ar mai exerta, l-ar depăși și pe Messi, credeți-mă, la execuție. Te lovesc, dacă vrei, unde știu toate punctele tale vulnerabile. Dar ascultă-mă, poți să pui mâna, poți să pui umărul, dar dacă nu pui inima. Dumnezeu a zis, fiule, dă-mi banii tăi. Fiule, dă-mi mașina ta. Și cum cerce pe Dumnezeu? Dă-mi inima ta. Fiule, dă-mi inima ta. Dumnezeu nu stă în sufrageria casei tale, pe Dumnezeu nu-L pui în biroul tău, pe Dumnezeu nu-L pui tabloul ăla cu Ioan 3 cu 16, pe Dumnezeu nu o să stea în fresca aia frumoasă de la neoprotestanți, ultimul design și trend în domeniul aranjărilor imobiliare, cele 10 legi ale casei, Domnul este Dumnezeul meu. Dumnezeu nu stă în peretele la vopsit. Dumnezeu spune, fiule, știi? Dacă vrei să-mi dai ceva și ce accept eu, dă-mi inima ta. Avem o cântare, nu o să mă pun să cânt, că după 4 ceasuri mă tem să nu iasă o liturghie ceva. Inima mea, spune cântarea aia, chiar azi ți-o deschid, Iisuse, să intri în ea, căci este a ta. Acum vreau să vă întreb, ce e asta? Realitate sau poezie la noi? Să putea să avem informații fără de revelație, separare fără de integrare. Da, Dumnezeu te-a mântuit, da, Dumnezeu te-a scăpat, nu mai bei, nu mai fumezi, nu te mai ceri cu nevasta, ești un om extraordinar, dar ascultă-mă, tu nu ești integrat în biserică. Separat de lume, dar pierdut pe la mijloc, pentru că tu în biserică nu ești integrat. Și că nu ești integrat în biserică, s-ar putea să ai duhul ăia din Ierusalim, care se duc la un moment dat în Antiohie, pe care nu-i trimite nimeni și fac probleme și pe în alte biserici. Pentru că tu nu ești integrat într-o biserică, într-o comunitate. Și acum nu vă zic, integrați-vă aici la noi, dar integrați-vă undeva pentru numele lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să împliniți cuvântul Domnului, pentru că trebuie să dați socoteală pentru viața voastră. Pentru că trebuie să fiți mădulare unii altora în Hristos. Dă-mi voi să te întreb, cine-i mădular în trupul lui Hristos împreună cu tine? Cine-i lângă tine? Cine-i cu tine? Cum poți să împlinești Scriptura care spune, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei care... Dacă tu nu ai empatia aia organică în trupul lui Hristos, dacă nu ești prins în trupul lui Hristos, nu le poți experimenta bucurile astea, apăsările, durerile, decât în modul acesta. Băieții știu și am mai spus în biserică, la un moment dat a venit cineva și la noi înainte de program, era și un frate, un om al lui Dumnezeu, cu dar profetic și a venit să ne întrebe, fraților, frate Dorel, frate Cozel, frate Alex, era și un frate Mirel aici și a zis, frate, uite, nu înțeleg, de când m-am rugat pentru cauza asta la biserică, păi numai probleme, numai atacuri, numai... Și au zis că a fost răspunsul de partea lui Dumnezeu. Îi spune, ascultă-i, știi de ce te doare? Și de ce simți atacurile astea? Pentru că ești în trupul lui Hristos. Te doare pentru că ești în trup. Dacă n-ai fi în trup, nu te-ar durea. De aia sunt unii pe care nu-i doare nimic.
des oameni, dragii mei, care atunci când biserica trece prin convulsii, prin crest, prin crize, prin probleme, păi nu-i dor, liniștiți noaptea, păi nu interesează. Ei nu înțeleg ce spune Pavel, că în fiecare zi, păi deasupra tuturor astea mă apasă ce? Grija! Pentru toate bisericile lui Dumnezeu. Pentru că e în trup. Și nu poți, dacă mâna suferă, n-ai cum tu, dacă ești mâna aia la altă, dacă ești, n-ai cum să nu te doară și pe tine. Vrem beneficii, dar fără de sacrificii. Doamne, dă-ne! Dar fără să oferim nimic în schimb. Identitate fără de activitate. Fără de activitate. Ne place foarte mult și bine se vorbește și foarte important să înțelegem, dragii mei, identitatea. Dar știți ce mai înseamnă că e mare pericol astăzi? S-a vorbit în ultimii ani în România foarte bine, perfect, că s-a vorbit, dragii mei, și am vorbit și am insistat și noi în biserică și am trecut și o carte în genul acesta, cine suntem în Hristos, pentru că vrem să ne redefinim, să înțelegem identitatea, cine suntem. Problema este, dragii mei, că unii au rămas la capitolul cine suntem și uitat ce trebuie să facem. Avem identitate, noi o știm, știm că suntem copii ai Domnului, știm că avem un tată, știm că avem un duc de îndrăzneală, știm că avem siguranță, că Domnul adeverește, că Duhul Domnului adeverește împreună cu Duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu, știm toate astea, perfect, super, le știm. Dar ce facem? Întrebarea este, dragii mei, tu ai identitate, dar fără de activitate. Dacă ai identitate, unde ți-e activitatea? Cât de mult te implici? Ce faci tu pentru Dumnezeu? A fost până prin secolul XIX o comunitate importantă în Europa, s-au numit frații moravieni, pe care m-ați auzit despre viața acestei comunități, oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu, s-au consacrat lui Dumnezeu, au fost un fel de strămoși ai noștri evanghelicelor. La un moment dat, într-o comunitate de moravieni, doi tineri află că există în Indiile de Vest, adică în zona Mării Caraibelor, este un proprietar de sclavi crun și nemilos, care exploatează sclavii aia, negrii de pe plantație, de treste de zahăr, îi exploatează până la moarte. Insula acestui, unde era acest proprietar de sclavi, era un fel de loc groasnic. Toată lumea vorbea despre insula asta, că acolo te duci și mori, că omul ăla e fără de inimă, exploatează până la moarte, până la epuizare. Și nu lăsa efectiv niciun preot, niciun evanghelist să margă, nu lăsa să se influențeze nicio biserică. Erau sute și mii de sclavi pe plantația acestui insular, acestui om din Indiile de Vest. Dar n-a lăsat pe nimeni, n-avea voie Biblie, nimeni să aibă pe insulă, n-avea voie nimic. Și ce au făcut doi tineri? Au memorat Scriptura toată. Au memorat Scriptura toată. Și după ce au memorat Scriptura, au vândut tot ce au avut. S-au îmbărcat pe o corabie, s-au dat de sclavi, au ajuns pe insula aceea, poziți, în lanțuri. Și câțiva ani de zile l-au predicat pe Hristos sclavilor și robilor de pe insula aceea, până la moarte. Au murit în lanțuri, dar au murit, ascultați-mă, liberi, dezlănțuiți. Pentru că au înțeles că e fain să ai identitate, dar dacă n-ai activitate, e doar un titlu care nu te ajută la nimic. Am vrea anul ăsta și ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, să nu mai ignorăm aceste pericole. Să înțelegem, dragii mei, că identitate fără de activitate e o mare problemă, că beneficii fără de sacrificii sunt mari probleme spirituale, că cauzează, că separare fără de integrare e un mare, mare pericol. De asemenea, informația fără de revelație e un mare pericol. Că nu contează cât știi, contează cât crezi din ce știi.